Un bărbat riscă închisoare după ce s-a căsătorit de trei ori cu trei femei diferite. Acesta a fost deja reținut de oamenii legii. În vârstă de 48 de ani este acuzat de bigamie pentru că nu a divorțat de prima sa soție când s-a căsătorit cu cea de-a doua. Poliția federală australiană a început ancheta după ce prima soție a bărbatului a contactat-o pe cea de-a doua soție prin intermediul rețelelor de socializare și astfel și-a dezvăluit presupusa duplicitate. Oamenii legii spun că a doua căsătorie a fost considerată invalidă în Australia, asta pentru că bărbatul era căsătorit legal cu prima lui soție. Un bărbat din Australia a ajuns pe mâinile polițiștilor după ce s-a căsătorit cu trei femei diferite. El este acuzat că a declarat că nu s-a căsătorit niciodată în mod valid și că a semnat o declarație oficială de lipsă de impediment legal la căsătorie. De asemenea, a mai fost acuzat de fals în declarații pe acte legale în legătură cu a doua și a treia căsătorie. Nu există însă acuzații de bigamie în legătură cu a treia căsătorie. Bărbatul care se află deja în arestul poliției a cerut să fie eliberat pe cauțiune înainte de a se confrunta cu tribunalul PERT, însă cererea i-a fost refuzată. Potrivit spuselor Poliției Federale, pedepsa maximă pentru bigamie a fost de 5 ani de închisoare. Gary, în vârstă de 48 de ani, a fost acuzat de bigamie și și a făcut declarații false după ce se presupune că era încă căsătorit cu prima sa soție, când s-a căsătorit cu o a doua femeie în iulie 2020. Potrivit presei internaționale, acesta a apărut în fața tribunalului după ce a fost arestat. Nu i s-a cerut însă să depună o pledoarie, relatează spynews.ro.